La mine neamurile, frații, surorile, câini, magare și oile. Și ăștia toți au un an de zile? Sau aveți un și mai... Nu, ăsta, surul, e câine mai bătrân și acela are 2 ani. Acela l-am castrat. Uh-huh. Îți castrați toți sau numai... Nu, numai ăsta și surul, bătrânul. Uh-huh. Ce tare mă zgoare. Ce-ți drag la tine, Giordi? Îți dragi tare capurile, Giordi. Mamă, da. Zice, ce căleași velintru. La capre n-ai mai fost cu restul la de toate. Am ieșit la capre, dă-ți bani la ori. Capre. Dar sunt faine caprile. Ei, bine, produc caprile. 10 oi trebuie să producă cât o capră. De cum să nu? E adevărat. Uite cum vin toate. Așa de ascultătoare sunt. Dacă stau lângă ele toată ziua. Toată ziua sunt ies cu ele. Păi da. Păi eu așa n-am văzut, adică v-au auzit de acolo, numai un pic ați fluierat.
mai duce. Sandora, de când țineți oi? De cât timp? De când mă știu. De când vă știți? Da. Și? Cum e? Nu e ușor? Da, nu e ușor, e greu, nu. Greu în ce formă? Că tot timpul ești iarnă și vară, te lângă. Tot timpul trebuie să stați, și dacă aveți ciobani. Da, bine. Ciobani, astăzi, pe mâine, nu. Noi trebuie să ne dăm interesul, sau noastră. Ce-i drept?
golan, Julia! Duna! Domnul Gheorghe, da. De cât timp umblați la oi? Sau de care-i vârsta de 13,
13 ani. La 13 ani ați plecat la oi? Da. N-am avut mamă, n-am avut tată, am fost năcăjit și m-am dus în marginimea Sibiului ca cioban. Și acum, la vârsta mea de 42 de ani, așa m-am îmbătrânit la oi. Pe munți, pe dealuri, pe Banat, pe țară. Ați umblat prin toată țara? Prin toată țara. În transhumanță. A stat cu oile așa, în da, aer liber? Pe câmp, pe... Am dormit în cojoc, afară, în zăpadă. Am mâncat ce am mâncat. Ce am putut, ce n-am putut. Care oameni m-o plăti, m-o plăti. Care nu m-o băjucori, dar eu tot Gheorghe am rămas. Domnul și Gheorghe Suceveanu. Și în ziua de astăzi... Și în ziua de astăzi, tot la oi o să rămân, am 80 de oi a mele și așa stau și eu la oi. Și planuri aveți să mai rămâneți la ele? Cât oi trăi, toată viața. Cred că asta știți să faceți cel mai bine. În școală n-am decât 3 clase, că nu a avut cine să mă întreție la școală. M-au crescut 2 bunici bătrâni. Și așa m-au crescut oamenii. Eu n-am avut părinți, pe mine animalele m-au crescut. La mine neamurile, frații, surorile, câinii, măgare și oile. Din toată lumea asta a Ardealului, eu sunt din zona Bucovinei. Din zona Bucovinei? Da, din comuna Moldovița, satul Argel. De acolo sunt născut, crescut, de origine sunt ucrainean. Ucrainean? Da. Și ce nume aveți de familie? Care a fost? Tkaciuk Gheorghe. Cum? Tkaciuk Gheorghe. Tkaciuk Gheorghe. Tkaciuk Gheorghe. Ia, da. Știu vorbi și rusești, знаю говорити по-русски. Я знаю говорити по-русски, був стає, ходив з вивцями. Apoi ați crescut acolo în zona aia am Ucrainei? Am plecat de la 13 ani că am rămas a nimănui. Și unde ați plecat? Ați mers și în Ucraina? Prima dată în Banat. În Banat, ați spus. Da. La fostul Ion Bratu din comuna Telișca, județul Sibiu, porecla zis Nică Greavu, acolo am cunoscut eu ciobănia, cum se face o ciobănie adevărată în lumea asta. Mulți ciobani sunt, dar mâncă mamaliga degeaba. Da. Ce pot să zic? Aveți o istorie destul de interesantă, dar și o viață, ați avut o viață grea. Nu, e grea, tocmai, dar și, și urâtă, și grea, și frumoasă. Uh-huh. Da. Ce să zic, vă mulțumesc frumos pentru cântecele frumoase și pentru povestea pe care mi-a spus-o. Numai bine. Doamne ajută! Numai bine!
mulțumește. Mergem. Să duci la scurt.